Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip. Bă, nu știu dacă ați văzut, dacă v-am spus sau nu, de fapt n-am avut cum să vă zic. Mi-am pus Windows pe 64 de bits, așa că a venit cazul să mai joc și niște jocuri așa un pic mai mari. Hai să încercăm cu Call of Duty Black Ops, să vedem cum ne merge. Camping, new game. Hai să dăm pe regular, că n-am chef să mor din 5 în 5 minute. Where am I? Hai mă, lăsăm deoparte cinematicurile astea, ok. Nu prea am pas de story. Din câte știu, suntem ceva soldat adormit, nu știu ce. Adică vedeți voi aici ce ne fac ăștia. Poți dau skip? Vă că nu. Hai mă, nu pot să dau skip. Deja m-am plictisit. Da, văd că nu merge. Castro, parcă era un dictator. Nu știu cum Castro. Am văzut toată ceva la Zaefet, că povestea de el acolo a făcut un videoclip despre ceva cu F. Castro chema. Nu mai știu. Am ajuns ca jocul ăsta pe PC-ul vechi, dar vă dați seama, rezoluție pătrată și alte chestii. Azi vedem cum o merge cu cine rezoluție dreptunghiulară și cu grafici mai mari față de ăla. Pe ăla vechi, știu că clar, pe ăla l-am jucat atunci și se mișca bine, dar n-a aici mai și filmez. Sper să am 30 de FPS-uri constante. Hai că vă că le-am. Da, hai că le-am. 17 aprilie 1961. Wow. Stai, unde e ce că suntem? Da, Cuba. My old plantation. Our attack on the airfield should distract them enough to get you inside. What about the evac? You will have transport waiting for you. O să mai uit pe ce face. Uitați-l ăla, ăla crezi că e ăla, Enrique Iglesias. You got company. Bă, cam așa am show. Mustața și barba. Deci exact așa am show. Parcă mustața e mai subțire un pic. O pușcă? Cu Galilu? Sau ce-o fi ăla? Scar, nu știu. Dă-mi cu arma, ok. Am nu pot să schimb ăsta. Vă că nu. Ok. Hai că merg după ăsta, dar nu pot să fug. Băi, eu apăs pe shift și nu merge. Ok, 5. Bun, hai că l-am bubuit pe ăla. Puu. Da, mă, vin. Nu tot dracu pe ăla cum vine. Puu. Ok, hai că noi ne distrăm aici. Ăsta e cu mine, da, e cu mine. Bă, dar nu pot să fug. Mai am rachete. Așa. Hai că anihilez tot eu. Hai mă, fugi. Enter, F. A, a intrat singur, ok. Trebuie să conduc, serios. În Call of Duty să conduc, ne-am dus dracu. Stai. A, din mouse? Really? O, a, din click-uri conduc, ok, din mouse. Nu știu ce... Ok, hai că văd că nu l-au delete pe ăsta, așa scăpa țigara. Ok, eu țin apăsat pe click. Mai bine, că dacă era să conduc, clar făceam accident până acum.
Ok, văd că publicitate la film până acum. Da, am început bine, n-am ce spune. Ok, și acum sunt în alt loc aici. Deci am scăpat de acolo, să înțeleg. Ok. Ok, hai să folosim zapline, mă rog, cum se spune. Ce folosește asta cu... am crezut că era cuțită la mașină, ce dracu, vrea să taie cablul. Poc, ce dă, dă-i, 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 dă-i. Și eu încă mai am un pistolaș, nu? Dă-mă cu arma asta, așa. În caz că rămâne fără gloanțe la asta. Lamă! Ok, hai să mergem. Și acum filmez din nou cu action-ul, nu mai filmez cu OBS-ul, nu știu de ce, dar OBS-ul tot dădea în urmă sunetul față de imagine, nu știu de ce. Bine, probabil că o fi avut și eu ceva virus în calculator pe Windows-ul vechi, dar acum când mi-am pus Windows nou, mi se și mișcă un pic mai bine jocurile și citește și tot RAM-ul, deci e ok. Ok, să nu fim descoperiți, deci. Hai, fugi, 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 fugi. Cred că tot trebuia să mai umbl pe la grafici. Bă, măcar armele sunt bune în joc aici, n-am ce zice. Ia dăm cu a shotgun-ul. O pușca aia văd. Și acum o să tragă ăștia cu mitraliera în ușă, nu? Ia dăm cu asta. Să l-am pregătit. Da, până acum e foarte ușor. Cred că trebuia să-l dau pe o dificultate mai mare. Da, bine, e prima misiune. Doar nu v-a așteptat. Doar nu era să-mi dea ceva foarte greu. Na, trebuie să te obișnuiești așa cu jocul. Da, bine, cam toate Call of Duty-urile la fel. Clic dreapta și trage în el. Ok, că au deschis ușa, e bine. Să găsim pe Fidel. Așa, Fidel cred că îl chema pe ăla. Hai da. Nu pot să mă urc. Trebuie să mă țin după ăsta, ok. Grenadă. Nu avea niciun cod dacă sunteți tari. Am așcat toată, de fapt stați că am uitat că asta la început. N-am făcut prea mult din joc, și când mi-am luat jocul ăsta am jucat. Îmi luasem și Modern Warfare 3-ul. Am jucat foarte puțin de ăsta și apoi m-am pus pe Modern Warfare 3. Mai mult mi-a plăcut ăla. Și de asta n-am... De fapt, cred că am jucat toate Modern Warfare-urile până să le filmez, de nu le-am inclus în top. Las că... Bine că n-am jucat astăzi... World at War-urile. Chiar că sunt mai faine. N-am mă pune ținta aia odată. Mai sunt?
Ăștia au fost. Hai, că ușor așa de început jocul. Ce ăștia pe aici, mitraliere montate. Ok. Și BUU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 U
uses the human shield, and she still protects him? Destro's supporters are fanatical in their devotion to him. Bowman, the target is down. The work from Carlos isn't good. You're barely holding out. Așa, să nu mai tragă ea coronată aeriană. Dar ce calm vorbește ăsta? În timp ce se împușcă pe aici. Ok, curățată zona. Hai că e bun M4 ăsta sau M16 ce-o fi. Dar cred că e mai mult M4, M16 nu prea e așa de folosit. Au, trebuie și pe ăsta altul. Avem și Bowman. Omul Bow. Mă rog. Știu că așa se merge la Arcaș, parcă. Arc, pardon. De fapt, da, Arcaș și Bowman. Și Bow, Arc. Engleza, mă zic. E, și româna noastră a furisit de tot în cele mai grele limbi. Deși limba unui român câte grame poate să aibă. Hai că ajunge cu gluma asta. Ok, dăm cu Intel i7-le, i9 de fapt, așa. Le-am luat prototipul. Ok. De ce am crezut că ăsta era de la lansator de grenezi? Gen cum foloseam în Killing Floor. Și acum trebuie să-i fiu suportul ăsta. Dar ce dracu sunt eu aici, tank? Suntem pe LOL cu suport și cu toate porcăriile. Ok, cred că nu am luat pe ăla de sus de acolo și e mai bine să mă pun la adăpost. Carlos mă cheamă, să înțeleg. Hai că mai bine că mi-a dat ăsta. De mai e unul acolo. Ăla era cu mine, cred. A, e cu mine ăla. Dar să vedem unde mai trag ăștia, că nu-mi dau seama. No, nici nu-mi dau seama de unde mai zboară gloanțele. Mai am o rachetă, hai să o păstrez pe asta. Ok, hai să mergem pe aici prin lanul de bambus, ce-o fie asta. Ce bubuie cerul pe aici. Ok, hai da cu rapel. Pun să o traduce. A, hold. Și-o doar apăsam. Trebuia să țin apăsat. Cade! Aștept de aici cu mine, ok. Muci l-o aruncat pe ăsta. Fugi, fugi. Aici nu mai stă la discuții. Să-i mai urmăresc pe ăștia, trebuie să ajung neapărat la avion. Fugi, 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 fugi. Auci. Și cred că am pierdut avionul. Sau nu? Aui de capul meu cât zis. Sper că nu trebuie să reîncarc aici. Serios, de... Hai mă, nu mai decolează odată. E, nici nu mai țin apă, nu mai pun click dreapta. Trag așa că văd că tot îi omor. Da, cam așa e logic. Să te țină cumva într-o adrenalină, văd. Așa e la Call of the Duty. Băi, astea? Nu, băi. Asta-s cutii de gloanțe?
Adios, muchachos. Ok, o trag așa la panoramă și văd că bubuie tot pe aici. Sau ori avea și ăștia la avion mitraliere. Ne, nu cred. O, a luat foc avionul, nu-i bine. Da, eu acum stau așa cu un cot înfipt în tastatură și... mă, lângă tastatură și... ce dracu trebuie să le anulez? Să le stric asta. Băi, și mă lăsați aici? Și m-am dus, dracu. Ce ziceam? You're dead. We killed you. No. You killed a double. You think we didn't know your we always ne-am ucis dublura. Bun. Poate-i ca în Deadpool cu Sinister. De trei ori ne-am chinuit să-l omorâm. Just make sure that he suffers. He will know suffering beyond his darkest fears. I have plans for you, American. Privirea ăla. Oh, he did. Dragovich sure did. Destul de interesant până acum, aș putea spune. O să dau skip. Deci mi-arată cursorul așa, dar schivă că nu pot să dau. They knew we were coming. That bastard Dragovich. The Russian. Yeah. He was behind everything. Where did Dragovich take you? To Russia. A labor camp. Oh, a hellhole called Vakuta. Mă țin ăștia legat, zici că sunt în Outlast. What didn't they do? Ok. Altă misiune? Și nici schivă că nu pot să dau iarăși. Cam așa că nu pot da skip. Cred că acum se termină scena și ne duce la altă misiune, nu? Capitol, mă rog. You will break, America. Victor Reznov. My friend. Asta nu e ăla din... din zi, din... World at War, Reznov. You hit like a child. Și Dimitri pe unde e? Sau noi acum așa cu Dimitri? De cu bolovanul în cap. Reznov. Mason. No. Nu suntem cu Dimitri. Hai că încheiem aici, că... da, am făcut deja primul capitol. Tura viitoare. Continuăm de aici. Sper că vă place jocul. Mie nu prea, glumesc. Cam atât. Sunt cam tăcut acum că filmez de dimineață, dar m-am trezit așa dimineață cu un chef de filmat. Bun, hai că ajunge. V-am salutat. Ciao, Liz.